Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează în prezent un proiect numit Cezar. Acesta se desfășoară pe teritoriul a 15 județe și are ca scop întocmirea cadastrului general în 19 unități administrativ-teritoriale. Printre acestea este inclus și județul Mureș, din care localitatea Saschiz va beneficia de analizarea întregului teritoriu și stabilirea clară a fiecărui proprietar și imobil. Că în prezent se derulează proiectul numit Cezar, care înseamnă că pe teritoriul a 15 județe se face cadastru general în 19 UAT-uri. Iar la noi în județ este comuna Saschiz, în care se realizează cadastru general. În acest proiect, care este în plină desfășurare, se vorbește de înscrierea gratuită a 1 milion de proprietăți. Se dorește ca în următorii 10 ani întreg teritoriul României să aibă cadastru general. Proiectul legislativ presupune înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din țară. Pentru acest lucru urmează să stabili căile și mijloacele de finanțare. În prezent se lucrează pe un proiect legislativ astfel încât în următorii 10 ani să se facă cadastru general pe teritoriul României. Asta înseamnă practic înscrierea gratuită a tuturor imobilelor din România. Sigur că este un proiect foarte ambițios, este un proiect de mare anvergură și urmează probabil a se stabili căile, mijloacele și sursele de finanțare pentru acest proiect. Dacă până acum doar unele imobile erau înscrise în registrul de carte funciară, noul proiect dorește impunerea înregistrării obligatorii a tuturor caselor și clădirilor. În județul Mureș, până în prezent, doar 15% din proprietățile imobiliare sunt în evidența serviciului de carte funciară.